Bună seara! Bună seara, prieteni! Ia să vedem. Dacă cineva intră astăzi fără să anunț live-ul. Bună seara! Deja avem două persoane. Ia să vedem, să și distribuim un pic mai departe. Așa. Să vedem câți intră astăzi aici în live. Bună seara, Marian! Bună seara, George! Bună seara, Floria! Dana! Xibi Tabi! Daniel! Alina! Bună seara! Bica! Uite că ne strângem fără să-l anunț, fără să fac astăzi o anunțare că intru în live. Mă bucur, suntem 104 deja. Wow! Chiar mă bucur. Doar că, uite, mie mai arată pe portalul care l-am eu aici despre stream-ul meu de pe YouTube. Merge mesajele mai încet decât voi ce mi le postați aici în chat direct pe YouTube, că l-am deschis și pe ăsta. Bună seara! Bună seara tuturor! Mă bucur că ați venit în această seară aici în live. Uite, suntem 109 de persoane fără să fac anunț. Bun, am făcut ieri un anunț că s-ar putea să intru și astăzi, dar n-am spus nimic exact. Și iată, totuși am intrat, mă gândeam să intru, să nu intru. Că mare lucru, multe probleme, nu prea mai sunt, să spunem așa, cu virusul ăsta, dar am zis totuși, hai să intru și să ne uităm împreună ce oferă, ce informații oferă Ambasada României din Republica Austria, deci Ambasada României din Viena, ce informații ne dau. Și pe lângă asta mai pot să vă spun și de o altă temă, putem să, ia să vedem unde îi, să discutăm mai exact și despre acest spus așa, Kurzarbeit. Pentru că asta este o temă foarte, foarte actuală și în continuu apar probleme. În continuu apar probleme. Uite că avem 123. Bună seara pentru cei noi, pentru cei care ați venit acum mai târziu. Bună seara, mă bucur că sunteți aici în live-ul din această seară. Și Austria închide granițele, în intrare doar între orele 21 și 5 dimineața. Pentru cei care au de gând să fugă în România, să plece în România, indiferent din ce țară sunteți și cred că majoritatea dintre voi trebuie să treacă prin Austria, atenție că austriecii aplică aceeași lege cum care o aplică și ungurii, adică granițele Austriei se deschid doar noaptea sau doar seara la orele 21 și se închid, se sigilează Austria la ora 5 dimineața. Deci, hai să citim împreună ce scrie aici sus. Ia să vedem. Așa. Deci se vede aici sus. Condiții de intrare pentru șoferii români în Austria dinspre Germania, Italia și Elveția. Începând cu 19.03, adică din seara aceasta, la punctele de frontieră vestice ale Austriei cu Italia, Elveția și Germania, poliția austriacă va permite intrarea în Austria șoferilor români cu destinația România, conform orarului precizat mai jos. Pentru a evita aglomerația la Nikelsdorf, această măsură vine în contextul deciziei Ungariei de a permite tranzitul rutier pe teritoriul său numai noaptea, între orele 21 și 5, via punct de frontieră Nikelsdorf-Hegeshalom.
Șoferii vor putea intra în Austria numai cu numărul de ore înainte de ora 21 și cel mai târziu cu același număr de ore înainte de orele 5. Conform tabelului următor. Deci, am făcut eu o greșeală la început de tot când am zis asta, dar mă corectez acum. Adică, Ungaria deschide granița de a trece prin Ungaria seara la ora 21 și la ora 5 dimineața o închide. Asta ce înseamnă? Că austriecii au făcut un tabel. De la granița Austria, de la granița cu Germania, granița cu Elveția și cu Italia, până la granița Nickelsdorf, Hegeshalom, există anumiți kilometri. După logica austriacului, de exemplu, de la Suben, de aici de la A3, de la Passau spre, sunt 350 de kilometri. Asta înseamnă că o mașină mică, cei 350 de kilometri, când intră aici la Passau, în Austria, îi trebuie 3 ore jumate ca să ajungă până la granița cu Ungurii. Asta ce înseamnă? Că dacă seara la ora 21 se deschide granița cu Ungaria, granița aici cu Passau, deci intrare în Austria, se deschide cu 3 ore jumate înainte. Asta ce înseamnă 21, mergem înapoi, 20, 19, 18, 16 jumate. Deci de-abia, am zis bine, 21, 20, 19, 18, 17 jumate. Așa ceva. Eh? 21, așa. Da. De la 17 jumate se deschide granița și se poate intra aici la Passau în în Austria ca să ajungeți punctual când se deschide granița dincolo, la ieșire din Austria spre Ungaria. Tot așa este, de exemplu, cel mai departe punct de frontieră, putem să-l spunem, îl vedeți aici, este punctul 1, 2, 3, 4, este Hörbras, este pe autostrada A14 din Vorarlberg, Germania, asta cred că e pe la Kempten, mai departe, mai încolo. Sunt 750 de kilometri de parcurs până la graniță la Hegeshalom și aici austriecii au calculat că e nevoie de 8 ore. Pentru 750 de kilometri este nevoie de 8 ore. Asta înseamnă că dacă ungurul deschide la 21 seara granița, cu 8 ore înainte se deschide granița de intrat acolo în Hörbras, în Austria. Asta este un anunț care a venit astăzi din partea ambasadei române din Viena. Și aici jos dă următorul exemplu. De exemplu, de la Weisberg, un șofer cu automobilul timp 4 ore poate intra cel mai devreme la ora 17 și cel mai târziu la ora 1 noaptea. Pentru că tot așa, cu orele astea, se și închide granița de intrare. Ca să nu rămâneți orele alea, să rămâneți în Austria. Iar un șofer de camion, timp 5 ore, poate intra cel mai devreme la ora 16 și cel mai târziu la ora 0. Deci, au calculat austriecii timpul exact cât trebuie să trecem direct și să nu rămânem în Austria. Deci să putem să trecem direct în Ungaria. Pentru alte puncte de frontiere nemenționate, se aplică orarul celui mai apropiat punct menționat în tabel. Dacă mai există și alte puncte de frontieră, cum este aici la lângă Suben, mai sunt încă vreo 5 sătulețe unde se poate trece în Austria. Asta este odată porțiunea. O mai apărut încă o presă, ia stai să văd dacă o găsesc. Să vedem de unde este asta. Am văzut-o chiar astăzi, acum seara. Ia să vedem dacă e asta. Exact. Tot ambasada Austriei, ambasada României de la Viena, am mai dat un comunicat de presă, ia hai să vi-l pun și pe ăsta, care este iară foarte interesant pentru cei care circulă cu avionul.
pentru cei care vor să zboare, să spunem așa. Aici ia să văd dacă pot să măresc acest opa, nu eu, ci aici. Să vedem, ca să vi-l arăt un pic mai mare. Așa. Zău, după cum vedeți, tot ambasada, acum două ore, ambasada României din Austria, din Viena, a făcut încă o postare pe Facebook. Izolare la domiciliu 14 zile pentru toți cei care sosesc în Austria cu avionul. Atenție! Începând cu data de 20 a 3-a, orele 00, asta înseamnă în 3 ore jumate la noapte, cetățenii austreci sau străini, inclusiv cetățenii români, care au drept de ședere, deținătorii a unei vize de tip D, inclusiv solicitații de azil, conform legii privind azilul din 2005, care sosesc în Austria pe cale aeriană, vor intra în izolație la domiciliu timp de 14 zile. Această obligație va fi garantată printr-o declarație semnată de către fiecare persoană în parte. Sunt exceptați de la această regulă cetățenii care garantează printr-o declarație semnată că părăsesc Austria imediat. Tranzitarea imediată a Austriei, în paranteză. Persoanele străine, alte decât cele menționate mai sus, exemplu cetățenii români care nu au reședință în Austria, pot intra în Austria pe cale aeriană numai dacă dețin un certificat medical în germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ. În cazul în care certificatul de sănătate nu poate fi prezentat la intrare în Austria, aceste persoane vor intra în carantină timp de 14 zile, din care nu vor putea ieși decât dacă pleacă imediat din Austria. Din Austria este asigurată. Plecarea din Austria este asigurată, da. Măsurile de mai sus nu se aplică următoarelor cetățeni, categorii de personal. Echipe de zbor pentru pasageri normal și marfă, zboruri de urgență, zboruri de ambulanță, salvare, zboruri de repatriere sau zboruri de transfer. Deci, dragi prieteni, după cum vedeți, restricții bune și pe teritoriul Austriei. Se aplică restricții dure, restricții frumoase, să spunem așa. Și da, nu este de joacă. Nu este de joacă. Aveți grijă când vă luați și plecați de acasă. Pentru că s-ar putea să rămâneți între vânt, puteți să rămâneți pe autostradă. Nu este de joacă. Ia să vedem aici ce întrebări mai avem. Bună seara, dragi prieteni, pentru cei care ați venit. Suntem 219 inimioare aici în live. Mulțumesc că ați venit în live-ul din această seară. Un live care nu l-am anunțat, nici nu l-am postat pe Facebook. Mi-s curios câți dintre voi ați distribuit live-ul pentru a ajunge la cei 223 din acest moment. Dar na. Uite, bună seara din Baden-Württemberg, de la München. Auzi, se închide magazinele Obi și Bauhaus din Baden-Württemberg. Deocamdată nu știu exact, nu am prins, dar se poate să se închidă, pentru că pe lângă ordonanța ce mai dă guvernul sau statul, mai poate să dea și ei magazinele să ia această hotărâre și să spună gata, ceau, bau, închidem. E posibil. Dar întrebarea mea, acum, perioada asta de criză, ce vrei tu să-ți construiești? Ce marfă îți trebuie ție? Bună seara, multă sănătate tuturor, transmite Mariela. Oleg Dobre, ne ești în sprijin foarte mare, mersi mult de tot, mă bucur.
Cristian Mangu spune și el, bună seara, mulțumesc că ne ajuți. Cu drag. Micu Flori, bună seara, vă salutăm din Saarbrücken, sănătate, toate cele bune, mă bucur că ați venit aici în live. Bună seara, bună seara. Se închid șantierele, că nu zice nimeni nimic. Lucrez în construcții din 2011 în Bayern, Bad Grünenbach. Cu mare respect aș dori un răspuns de la dumneavoastră. Vă salut din Kempten, Bayern. Da și nu. Teoretic, da. Teoretic se vor închide și construcțiile, dar acum depinde cât de mare este construcția, câte persoane lucrați acolo. Posibil să se închidă și ele. Dacă angajatorul vă pune la dispoziție măști, mănuși, lucruri de protecție, atunci da, atunci s-ar putea să mai puteți lucra. Gabriel Grigore, mulțumesc mult de tot că ai devenit susținătorul programului acesta sau canalului acesta de YouTube. Mersi, mersi mult, mult, mult de tot. Asta este ceva la nivel mondial cu acest virus. Marile puteri ale lumii vor distruge economia și probabil multe alte planuri. Suntem mici. Suntem mici, dar dacă nu suntem acum uniți, ambelito, avem probleme mari. Spus pe românește. Marian, te salut, bună seara. Așa. Ia să mai vedem aici. Mă bucur că nu numai mie îmi scrieți, vă scrieți și voi între voi, vă dați răspunsuri, vă socializați unul cu celălalt. E bun, pentru că asta este și ideea live-urilor, când ne întâlnim să și discutăm între noi. Super, îmi place. Îmi place. Oleg Dobre, domnul Mocanu, nu putem înțelege dacă tot este acest virus. De ce nu este și pentru armata americani, care ei circulă și se pregătesc zile în șir, zeci de mii de soldați din transport militar de clasă mare. Păi de ce crezi tu? Pentru că ei știu că vine corona, de corona. Ei știu și sunt sigur că au protecția făcută deja. Deci îi... Te salut, Madrid, și în Madrid e izolare, dar am dreptul să merg la muncă. Și aici, în Germania, este dreptul să mergi la muncă și în Austria este dreptul să mergi la muncă, doar că este restricționat. Pentru unele domenii este interzis să se muncească, unele domenii sunt obligați să muncească. Este și aici. Otilia, bună seara, domnul Erich. Apreciez foarte mult răbdarea dumneavoastră și timpul care îl luați pentru noi toți. Da, și mai ales acum că intru în fiecare seară în live, este pentru că îmi restricționez și eu să ies pe traseu și să mă mai duc direct la fapte, la fața locului, la șoferi, la, în construcții, pe câmp unde sunt români. Încerc să-mi fac totul în perioada asta, totul de acasă. De aceea sunt și mult acasă și atunci pot seara lejer ca să intru aici în live cu voi, să discutăm, să vorbim, să ne informăm unul pe altul. Nici eu nu le știu pe toate, de multe ori aflu și de la voi, mai ales cum este și în alte țări, mai ales că eu știu teorie, voi știți de multe ori fapte, ce se întâmplă real, de aceea merg eu pe traseu, numai cum am spus, acum nu merg pe traseu și de aceea pot și îmi permit ca să intru acum în fiecare seară cu voi și să discutăm despre problemele care le avem acum de zi cu zi. Apropo, ia să caut eu acum unde este iarăși link-ul cu asta, cu harta, cu virus. Hai să-l căutăm, să vedem unde este. Să vedem cum stăm. Mai știe cineva câți au avut ieri Germania, Austria, România? Mai știe dintre voi cineva? Eu sincer nu mai știu și nu mi-am făcut nici screenshot-uri. Ia să vedem. Ce ne spune?
Ia uite că se încarcă. 236.000 de cazuri pe planetă. China au rămas pe locul întâi cu 81.155. E urmată de locul 2 cu 41.035 Italia. Pe locul 3 a rămas Iranul cu 18.407. Spania e pe locul 4 și pe locul 5 Germania cu 14.000. Ui, o crescut iar. 14.481. Această pagină este actualizată azi de dimineață la ora 8:13. Wow! Cu toate că, eu după cum văd aici, arată mai bine harta decât ieri. Parcă o arată mai un pic mai frumos, nu? Adică crește numărul infectaților și harta arată mai bine. Interesant, ia să vedem ce spune. Avem 43 de morți, nu știu câți au fost ieri. Ia să vedem, se poate vedea. Pot să văd eu de pe filmulețul de ieri. Bună seara! Sunt unul dintre norocoșii. Renovez și zugrăvesc locuințele Gemeinde. Aha, ok. Locuiesc în Oberhausen. Bună seara, Gabriel Grigore, te salut! Și lucrez în Gelsenkirchen, așa. Și ne-a anunțat izolare, unde este, unde mi-a fugit ăsta, aici, ne-a anunțat de izolare și plata a 75% în perioada ce va veni. Mă, e bun, adică se reduce, să înțeleg. Am văzut că ieri, la filmulețul de ieri, unul mi-a scris că se vede prin cameră cum se taie Coca-Cola și o Pepsi ăsta. Și o scris în comentariu ieri la live că și sticla asta este falsă. Da, este, pentru că în spatele meu este verdeața, care pot să arăt pe ecran ce se vede acum în spate, în fundalul lui meu. Ia să vedem, se vede? Da, uite-l că se vede. Din cauza verdeții care o am. Upsala, te-ai dus. Da, este original, e Pepsi original. Cred că. Nu-i made in China. Asta e că acum văd că nu se vede harta bine. Trebuie să reglez eu poziția asta un pic. Ia să vedem așa. Să mai micșorăm un piculeț. Și mai micșorăm un piculeț ca să se vadă cum trebuie. Zo. Sperăm că este bine. Țac. Se vede acum. România, ia să vedem ce s-a schimbat în România. În România, 277 au fost confirmați, din care 0 decedați și au revenit 25 și au mai rămas 252 de persoane în carantină sau în supraveghere. Austria are 2013, din care 6 decedați, 9 și au revenit, 1998 încă în carantină. Cine mai este? Hai să vedem Italia. Italia e urât de tot. 3.405 de decedați. Nu este deloc bine. Eu, zon. Ia să vedem ce mai este aici. Ce mesaje mai aveți voi? Suntem 323 de inimioare aici în live. Bună seara, bine ați venit aici pe canal. Mă bucur că sunteți alături de noi, de restul care suntem. Și că v-ați luat timpul să intrați aici în live fără să-i fac un mesaj. Mă bucur. Pentru cei noi, îi rog să aboneze canalul de jos, apase pe butonul de abonare, pentru că așa veți fi informați de fiecare dată când apare un nou live sau un nou filmuleț. În această seară voi vorbi și despre Kurzarbeit.
la ce să aveți grijă, pentru că astăzi iară mi-au venit două scrisori care le-au primit românii și trebuie să le semneze și m-au întrebat dacă trebuie să le semneze sau nu. Și mai încolo, la ora, în jumătate de oră, la ora 21, ora Germaniei, ora 22, ora României, o să discut un pic despre el. Până atunci, hai să mai bârfim ce mai este nou pe la voi, ce noutăți mai aveți. Ana Reaboi, bună seara din Sankt Engelmar, aici de la 50 de kilometri de mine. Bună seara, bine ai venit aici în live. Ia să vedem ce mai apare. Ieri sunt din Norocoș, zugrăvesc locuințe, ok. Bună seara din Baden-Württemberg, bună seara Corina, Lenuța, bună seara. Elena, din România se poate veni în Germania? Eu, de putut se poate, întrebarea este cum? Cu avionul, deocamdată cu avionul. Altfel nu este posibil, pentru că nu știm ce, dacă vă lasă austriecii când veniți încoace și nu știm exact dacă lasă și ungurii să ieșiți din România, să intrați în Ungaria. Asta încă nu am reușit să depistez, nu știu nici ungurește, pentru că dacă știu ungurește, Mogioro, a suna în Mogiorland să întreb Igen, pot veni românii sau Nemtudom? Așa că nu știu exact, sincer, nu știu exact. Logic ei spun că se poate traversa spre casă între 21 și 5 dimineața. Fain, dar cum este invers? N-am depistat, nu știu, nu pot să vă spun. Este un risc care nu știu ce să răspund. Așa, Marinica, bună seara, mulțumesc frumos pentru răspunsul acordat în legătură cu șantierele. Succes în continuare, Bălăjan din Kempten, o seară faină. Mă bucur. Dar nu pleca, mai stai cu noi în live. Lucrăm întotdeauna singuri în locuințe. Ok, în șantier. Atunci, teoretic, ar putea să continuați munca, teoretic spus. Ana, BASF se închide, eu muncesc din 2002. Wow, bun. Și cum este la tine, Ana? V-a impus Kurzzeit Vertrag sau Kurzarbeitszeit sau v-au trimis în concediu? Ce variante au găsit la voi BASF-ul, pentru că este unul dintre cele mai mari concerne din lume în domeniul chimicalelor? Alina Moldovan, domnul Eric, ce se va întâmpla cu școala dacă până după Paști nu trece acest coronavirus? Se va îngheța școala? Eu, ce pot să zic? Este o întrebare bună. Este o întrebare bună. Posibil să rămână mai departe și în perioada asta, deci în perioada asta cât noi copiii rămânem acasă, să nu credeți că profesorii sunt acasă sau nu toți sunt acasă, majoritatea dintre ei sunt încă la birouri, testează tablete, testează tot felul de programe, cum pot să continue să-i dea drumul la școală, dar copiii să fie acasă. Ei testează, sunt la ora actuală, nu acum la ora actuală, mă refer în cursul zilei, sunt în testuri de a face învățământul școlar să meargă de acasă făcut, așa cum se muncește în unele domenii de acasă. So, spinul. Virusii sunt numai în capul nostru. Este o manipulare în masă. Sincer să fiu, nu știu. Personal nu știu. Este adevărat, nu este adevărat. Dar, tot personal, eu mă asigur pe mine și familia mea. Asta o fac. Și după cum văd, multă lume nu o face chestia asta. Multă lume nu o face. Și este dureros, este dureros. Că indiferent dacă credem sau nu credem în acest virus, este dureros. La ora 18, Germania avea 15.196. Bun, acum nu știu eu de unde iei tu sursele astea, hai să căutăm și noi, cum îi zicem,
Hai să căutăm Robert Koch Institut. Ia să vedem ce ne spune Robert Koch Institut. Lauben. Unde ești, Hart? Că au un stil ăștia să-și facă paginile. Păi nu, mă interesează scurt la subiect, o hartă. Unde, cum, de unde, până unde. Nu-mi trebuie mie grip în vele. Ia să vedem. Unde avem? O fi asta? Nu este. RKI, coronavirus, unde este? Știu că aveam. Salon fact în rizic, mel de friști, invaze. Ia-i scăutăm. Robert Koch Institut, carte. Corona carte. Zo. O fi ăsta? Da, plin de cărți. Maps. Ia să vedem. Nici asta nu-i. Salem Facten. Unde este harta? Unde este? Tu de unde ai suma asta de 15.000? Dacă îmi dă ăștia ceva. Ia-i să vedem aici. Nu-i asta? Mano, 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 man, ce nu-mi plac. Mă, ce nu-mi plac. Ia să vedem. Spiru, Vasilache, bună seara și mersi că ai devenit și tu un membru al acestui canal. Astăzi avem noi de la EBS doi membri al acestui proiect, acestui canal, pe Gabriel și pe domnul Spinu. Bună seara și vă mulțumesc că ați devenit membru al canalului cu 3 steluțe. Zo, nu găsesc, nu știu de ce nu găsesc. Nu știu de ce nu găsesc unde este o încă o hartă de la Robert Koch Institut. Pe mine mă enervează, mie îmi place când mă pun pe o pagină, direct din start să găsesc despre ce este vorba. Țac, țac, imediat. Nu-mi place să caut, nu suport. Nu suport. Unde îi? Coronavirus, Robert Koch. Deci aici mă arată că Germania are 14.481. Tu deja ai 15.000. Ok. O fi. O fi. Unde era? Din Kempten. Ok, așa. Waldkraiburg, Remus, bună seara. Eu, Banciu, o noapte liniștită vă doresc și ție, Ionel, îți doresc și tuturor care merg de acolo la culcare. Ia uite, America e din nou aici, din Port Lynch. Bună seara! Indiana, bună seara! În Aachen, unde pot găsi și eu harta cu progresul virusului? Uite, acest link care l-am eu aici, ți-l postez acum aici la comentarii. Dar pe mine mă interesează și ăla de la Robert Koch Institut. Sas Daniel, bună seara, bine v-am găsit, bine ai venit aici pe canal, mersi. Maricica Bălan, puteți să ne ziceți firmele care se ocupă cu produsele din preparate din carne, de exemplu, Fenebergu,
care produce pentru Germania, dar și pentru Austria. Vă mulțumesc frumos pe Jean din Kempten. Nu știu firma și ce să pot să-ți spun despre firma asta. Habar n-am. N-am auzit de ea. Ce vrei să știi despre ea? Bună seara, Fasan. Bună seara, sunteți în carantină? Eu sunt singur în carantină aici. Da, vezi? Mâine seară, dacă intru în live, îmi pun aici o cușcă. Ca să fiu aici ca în carantină. Exact. Ia. Ia să vedem o chestie. Există gefängnisele aici. Să-mi băgăm carantina. Ha! Ia stați așa, să încercăm o șmecherie să facem. Bilgspeichern unter. Și îl punem aici carantină. Carantină. Îl pun pe desktop ca să pot să-l preiau imediat. Țac. Și ia, hai să vedem. Back. Pe ăsta încă last. Mai adaug încă unul aici. Build. Da. Tac, carantină. Ia așa. Așa, și acum, unde ești? Aici. So. Sunt în carantină. Hapciu. Da. Ce facem, fraților? Ce facem, dragi prieteni? M-au băgat în carantină și ăștia și pe mine. Să nu mai spun că sunt client vechi la PayPal și tot ce se poate cumpăra online cu PayPal prin el am cumpărat. Marian, eu de când nu există PayPal-ul, din 2006-2007 parcă, de atunci am luat PayPal-ul și de când există pe Germania, clar, în Europa, mi-am făcut PayPal-ul și tot ce comand eu online, tot, cât că este privat, cât că este pentru organizație, totul vine prin PayPal plătit. Online, numai prin PayPal plătesc. Putem să fim dați afară de la muncă? Întreabă Alexandru. Da, bineînțeles. Bineînțeles că poți să fii dat afară de la muncă, clar. Nu există nimic sigur. Nimic nu există sigur în ziua de azi. Tare, ce spuneți? Ce spuneți? E tare carantina. Ia. Așa, am și patul meu, chiuvetă, am de toate aici. Sunt în carantină. Mihai Miron, bună seara. Îmi pare rău că nu am ajuns de la început în live pentru că acum am ajuns de la muncă. Ce știți de firmele de construcții se închid? Da, nu este încă 100%, în mare parte se vor închide și ele, clar, bineînțeles, mai ales în firmele unde sunt mulți muncitori la un loc, dar în cazurile unde sunt câte un muncitor și este singur într-o clădire, într-un bauștele, acolo nu găsesc de ce să se închidă în perioada aia atâta timp cât e de unul singur. Ori e singur pe șantier și muncește, ori este singur acasă, tot aia e. Tot aia e. E bine când aveți apă, dar hârtie aveți? Da. Ați sărit peste anumite părți din mesaj. Da, am sărit. De la tine? Ia să mă uit să văd. Am sărit peste mai multe mesaje.
Să nu mai spun că îs client vechi din PayPal și tot ce se poate cumpăra online cu PayPal prin el am luat. Păi da, am spus. Te refer la celelalte mesaje. Da, am sărit. A, uite-l aici. Astăzi mi-a venit scorul de la Șufa. Aha. Am intrat numai să văd reclama de pe PayPal cu rată în credit și cum funcționează. Fără să aplic pentru nimic. Nenorociții m-au dat la Șufa cu hohe risico. De ce? De ce? O, te salut, Ștefan! Mönchengladbach, Ștefan Andrei, acum am văzut. Eu am sărit astăzi peste mesaje. De aceea te-am văzut numai acum. Chiar ești curios. Trimite și mie șufaul ăla tău, dacă vrei, bineînțeles. Trimite-mi și mie pe e-mail sau pe WhatsApp să mă uit să văd ce au trecut ei acolo. Așa. Sunt în carantină, Ștefan. M-au băgat ăștia în carantină. M-au băgat ăștia. Ia să vedem. Cineva aici tot se zbate să-mi scrie mie pe WhatsApp. Ia să vedem despre ce este vorba. Poate reușesc să și citesc. Da. Aici. Bună seara, sunt în live și nu pot să vă trimit acolo. Am văzut că căutați altă hartă. Da, mersi mult de tot, Sorin. Sorine, mersi. Uite aici că mi-ai trimis. Și de ce nu poți să scrii? Chiar sincer nu știu. Fă-mi, te rog, dacă poți, un screenshot de la cum se vede la tine chat-ul ăsta. Să văd despre ce e vorba. Chiar nu știu de ce nu poți. Sau scriem aici pe Facebook. Cum îți este numele pe YouTube? Ca să văd despre ce e vorba exact. Și acum, ia să mă pun pe Facebook și să deschid cealaltă hartă. Hai să mut acum, să ies din carantină, că am gătat. Am trecut de 14 zile, nu? Sunteți martori că am stat 3 săptămâni în carantină. Ok, deci sunteți de acord, pot să ies din carantină acum, da? Zac! Am scăpat, ura! Superb! Și hai să mă bag acum pe Facebook aici și să vedem unde mi este carantina, harta. Adrese de Slings copieren, îl punem aici. Tac. Și ia să vedem ce ne spune ăștia. Da. Germania 15320, dragi prieteni. 15320. Două. Acum, pe cine să-i luăm? Pe ăștia de la... Cine sunt ei? Berliner Morgenpost? E un ziar din Berlin? Sau să ne luăm de pe ăștia? Coronavirus COVID-19, o pagină mondială, să spunem așa. Hai să o lăsăm pe asta deocamdată. Ia să vedem. Cine spune despre România? În România ei spun că sunt 277 și aici spune că România este 277. Cu 0 decedați, ia să vedem acum, ne dă aici ceva, tot 0 decedați, 25 și au revenit. Ia să vedem. Da, 25 s-au revenit. Mă, pentru România e bine. Pentru România e bun. Pentru ăsta la noi e bun. Da. Așa. Ia să mai vedem acum. Salutări din Viena! Bună seara! 343, dragi prieteni! Frumos, frumos, frumos pentru această seară. Hai să vedem ce mai e aici.
Bună seara, uitați harta de coronavirus interactiv Morgan Post. Da, mulțumesc. Am și pus-o. Mersi mult. Nu știu de ce nu te văd. Zou, Amalia Torac s-a băgat la Edeka azi ulei și hârtie igienică. Suntem salvați în Mannheim. E bun. Bună seara, vă salut din Wuppertal. NRV, bună seara. Doamne ajută de la Bonn. Liviu Bongertz. Liviu, hai salut. Ce faci, omule? Dorinela Dobre, bună seara din Thüringen, bună seara. După părerea dumneavoastră, după criză corona, va fi criză economică moderată sau de amploare? Eu nu zic că va fi acum, deodată cu corona, nu numai după. Acum este, totul depinde cât de mult ține corona asta, cât de ușor trecem peste faza asta periculoasă. Dar... nu este ușor. Bună seara, Claus! Bine ai venit! Și mulțumesc mult de tot pentru donație și ție! Gata cu munca? Sau fugi la muncă? Anna, Alina Moldovan, normal că este bine că Iohannis a dat stare de urgență. Merkel, de ce nu dă și ia stare de urgență? Este dat de ieri. Este dat. Nu a dat Merkel pentru toată Germania, pentru că nu poate să dea așa de ușor. Germania este condusă de regiuni, de prefecți, care fiecare land ai statului, de aceea Merkel nu poate să dea așa ușor, dar deja s-a dat. Bayern, Baden-Württemberg a dat deja stare de urgență. Și încă ceva, Iohannis a anunțat astăzi, diasporeni, rămâneți acasă, rămâneți acolo unde sunteți, nu veniți acasă. Deci, Klaus, deci, da, atenție că este și la noi. Altmaier, bună seara. Soțul lucrează în abator, ce se întâmplă cu abatoarele? Nimic, se lucrează mai departe, după cum știu eu. Nu știu dacă se închide. Izimziț, nu știu engleză, dar presupun că n-ai scris ceva frumos acolo și nu contează, scuze, am apăsat unde nu trebuia, unde era, aici Anzeigen. Așa. Avem un nou membru susținător al acestui grup, Erica. Mii de mulțumiri pentru că ai devenit susținător al acestui canal de YouTube. Mulțumesc. A treia persoană pe ziua de azi ce dorește să fie susținător și promovator al acestui canal. Mulțumesc ție, mulțumesc lui Spiru și lui Gabriel. Mulțumim mult de tot. Ce am mai vrut aici? Unde l-am postat pe tipul ăsta cu fuck you, ce scria el aici? Andrei Dobrescu, Klaus al nostru, este lent, dar face ceva treabă. Bună seara, Andrei, bine ai venit în live și mersi din nou pentru donație. Easy mic, pentru că nu-mi place de moaca ta, am să te blochez. Au Wiedersehen. Ziu. Da. Ziu. Imzi mic. Așa. Bine, bună seara la cei care ați mai venit. 344 în această seară în live. Mă bucur, Erica. Cristina Lepuș se plătește de Arbeitsamt. Ce să se plătească de Arbeitsamt? Domnul Eric, le-au ieșit la nenorociții ăștia cu putere care conduc lumea. Bill Gates are un filmuleț pe YouTube despre acest virus postat acum 5 ani. Wow! Puneți-l dacă doriți să vedeți. Are câteva minute. Trimitem link-ul
ca să pot să mi-l transfer pe celălalt monitor și atunci, adică aici, și atunci o să pot să-l pun. Dă-i ieșire pe live că ești ca corona deranjezi. Corect, este dat, Alexandru, l-am și zburat. I-am dat Red Bull, Red Bull se numește. Săia care primesc aripi, știi? Ciuț, cum să zici și ea. Frankfurt, este ok, super, bună seara. Super, Mihai din București, sau Mihai București. Zo, când se va termina coșmarul acesta mult rămând, nu știu când se gata, cât de curând nu-l prea văd. Firma mea este închisă timp de 5 săptămâni. Am semnat o hârtie pentru Kurzarbeit. În zona mea este nevoie de personal pentru a munci în culturile de hamei. Este legal eu să muncesc la hamei? Este legal eu să muncesc la hamei? Păi stai așa, dacă te-o dat afară de la firmă sau dacă ai intrat în pauză, tu primești mai departe salariul. Și cum e cu hameiul? Că nu înțeleg. Firma mea este închisă timp de 5 săptămâni. Am semnat o hârtie pentru Kurzarbeit. În zona mea este nevoie de personal pentru a munci în culturile de hamei. Este legal eu să muncesc la hamei? Păi nu este legal, că tu ești deja angajat, tu ești deja plătit. Dă-ți demisia și după aia poți să lucrezi unde vrei tu. Bună seara din Thüringen. După părerea... cu corona, da, am spus-o, așa, n-am văzut că e Thüringen. Așa, domnul, înseamnă că ospiciu carantină. Da, da, am fost în carantină. Am ieșit, am fost. Lucrez la o fabrică de senzori cu peste 50 de muncitori. Încă ne cheamă la muncă. Da, posibil, încă, posibil. Posibil, încă. Acum nu știu ce măsuri s-au luat acolo în firmă, cât este de curat, cât este... Sincer, nu știu. Trebuie văzut, sunt așa și așa. Fapt este că în curierat, de exemplu, în curierat sunt obligați, într-un fel, firmele mari să ofere mănuși și măști cetățenilor. Eu, cum am spus ieri în live, eu am dat comandă la 1000, sper să-mi vină săptămâna viitoare, de 1000 de mănuși și 1000 de măști. Clar, nu o să le ajungă la curierat, dar măcar pentru o zi de muncă reușesc să le fac munca mai ușoară, încât să poată să livreze fiecare pachet și nu să se mai vaite ăștia care trebuie să primească pachetul. Vai, n-ai mască, n-ai mănușă. Deci dacă până săptămâna viitoare când îmi vine mie 1000 de măști și 1000 de mănuși, nu primesc cei de la DPD, DHL și ăsta, atunci eu o să merg pe traseu în Hengensberg și prin, pe unde îs, prin Deggendorf la, și Straubing să le ofer șoferilor mănuși și mască. Din păcate, organizația e mică, nu putem mai multe să cumpărăm, dar pentru că și așa le-am scumpe ca naiba, s-au scumpit ca naiba. Chiar căutam și azi dimineață, căutam pe internet unde le găsesc mai ieftine, să pot să cumpăr mai multe, dar din păcate nu. Ați văzut, am spus ieri, am plătit pentru 1000 de mănuși, 1000 de măști, 200 de euro. Deci, da. Anul trecut, în 3 martie, la știrile Pro TV, au anunțat că canalul ăsta, că anul acesta vom întâmpina o epidemie, o pandemie, ce va afecta mai multe țări și vor muri foarte mulți. Nu mai cred nimic. Este adevărat. S-a anunțat multe. Marian, v-am trimis pe WhatsApp un screenshot, pixul. Este pe drum. Numai că am în mașină, am chitanța acum. Este pe drum deja. Trebuie să-ți vină. Ce-i? Mâine-i vineri? Donnerstag, da, mâine-i vineri. Nu cred că ajunge mâine, sâmbătă sau luni, cu siguranță. Anul trecut, da. Bună seara, știți ceva despre Betroyer în 24? Și anume? Anume, la ce te refer, dacă știu ceva? Zo.
La ce te referi dacă știu ceva? Zou, ești și... așa, a, așa. Mamă, ce-mi vine aici, n-am prins aici. Afectează vacanța de vară pentru elevi dacă trece, dacă nu trece până de Paști acest virus și... E greu de spus. Este greu de spus, chiar nu știu. Lucas Nazar, mersi mult de tot. Mersi mult de tot pentru share-urile date pe Facebook, am înțeles. Mă bucur, mă bucur, îți mulțumesc mult. Yo. Nu știu dacă sunteți la curent cu criptomonedele. Nu, chiar n-am înțeles nimic cum funcționează cu bitcoins, cu nu știu ce. Aici chiar recunosc, habar n-am. Știu că m-am uitat acum vreo săptămână, două, să văd ce valoare are astăzi un bitcoin și în jur de 6.000 de euro, 7.000 de euro, așa ceva, un bitcoin. Mamă, s-a dus în sus, deci aia care au intrat la bun început au făcut niște bani de... Opa, avem un nou mitglit, Nicolae Lemnaru, susținător al canalului cu 3 stele. Vă mulțumesc mult de tot, Nicolae, că ați devenit susținătorul acestui canal. Vă mulțumesc mult, 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 mult de tot. Deci, cripto, dar piața a crescut ceva de speriat, 50% profit în 4 zile, s-a dus peste 6.000, s-a dus la 10.000, mamă, mamă, și dacă luam și eu, dar habar n-am, nu știu cum să ia. Uite, Nicolae Lemnaru, chiar nici nu știu cum să ia, cum eu am văzut că există tot felul de bănci, trebuie să fii abonat la ei. Păi mă întreb, păi stai, dacă ăsta, bitcoin-ul ăsta sau cum naiba se numește el, păi dacă este o monedă online, virtuală, cum au ajuns unele bănci, unele firme, ca doar prin ei să poți să cumperi, să faci rost de acest bitcoin? Nu înțeleg. Deci, eu zic că și asta e o manipulare în ultimul hal. Chiar nu mă cunosc. Poate reușești tu sau poate facem amândoi odată un live. Intrăm amândoi, intri cu mine, te invit, am luat un program și ne faci o explicație cum funcționează, ce este, să știm și noi, eu să știe și ceilalți useri. Mariane, m-aș bucura mult. Da. A fost și peste 15.000 de euro. 15.000 de euro. Mamă, un bitcoin. Mă, oameni buni, mă. Un bitcoin este egal cu 5.807 euro. Așa știam și eu. Dar acum, nu, acum, acum vreo 3 săptămâni, cu vreo 3 săptămâni au fost ceva cu 6.000, peste 6.000, nu? Țin minte. Nu mai știu. Sincer să fiu, dacă nu mă înșel, cred că jos în descriere, ia stai așa, că mi-am adus aminte acum. Nu, am scos-o. Da, am scos-o. Am fost și eu înregistrat la o bancă din asta și mi-am făcut și eu un cod de ăla din litere, numere, prostii de alea și mi-am făcut și eu. Dar acum, sincer să fii, cine îmi donează mie un bitcoin? Deci, e ceva imposibil. Denisa Just, mersi că ai abonat canalul. Denisa. Denisa, hai salut! Sper că nu te confundi, ești cea din regiunea graniței cu ungurii, să nu spunem de unde. Eu am vunci aplage ort. Și eu și țuștelul sunt ok. Da, eu nu am. Nu am, că nu le dau direct mură în gură, dar și mie mi-l pun jos la, în fața biroului. Bitcoin, o cumperi pe stick sau safe virtual? Urmărește la George Buhnici și ai toate explicațiile.
Mie nu-mi place să citesc. Ba, mie-mi place să citesc legi, decizii judecătorești, șmecherii din aștia. Mie îmi trebuie, când ajungem aici la tehnică, varianta tehnică, aici trebuie să-mi explici, pentru că aici pun eu întrebări ca omul prost, pun eu întrebări. Deci de aceea mie mi-ar trebui unul să fie cu mine, să-mi explice, să-mi spună, să pot eu să pun întrebări, să... În partea aia, la partea cu legile, cu sentințele, cu asta, ce facem noi prin organizație, acolo le citesc, acolo îmi și place și acolo găsesc eu șmecherii și tehnice. Aici, unde chiar nu mă cunosc, n-am o idee, nu-mi place să citesc pentru că nu înțeleg nimic. De aceea îmi place acolo să discut cu cineva care se cunoaște și să-mi dea explicații și să pot să pun întrebări. Știu că Bitcoinul se vinde și pe facturi, e complicat. La canalul de Buhnici este foarte bine continuare. Măi, Buhnici, o să-l caut să vedem cum ai zis că-l cheamă. Buhnici, o fugit. George Buhnici. Așa, copierăm. Ia să vedem, găsim aici un George Buhnici. A, ăsta e ăla de la, da, da, IT, nu știu cum îi spune, da, da, da. Bun, dar uite câte filme are, n-are, are cu de toate. Păi până mă pun să le caut. Da, acum știu cine e. Da, da, eu după nume nu știu. După nume nu știu. Bitcoin este egal cu 5.000 din 19 martie. 5.000, oricum 5.800. Care îmi donează și mie un Bitcoin? Promit că îl dau înapoi. Nu așa ca să zic și eu, am și eu un Bitcoin. Aaaa! Câți dintre voi aveți Bitcoin? Ia, hai să vedem. Suntem 349 aici în live. 349 de persoane. Câți dintre voi aveți Bitcoin? Nu trebuie să spuneți câți aveți, dacă aveți. Hai să vedem ce este un Bitcoin. Denisa Deni, Bitcoin-ul este o monedă virtuală care nu există, dar bat-o norocul de monedă, a ajuns la aproape 6.000 de euro să fie valoarea ei. Deci, tare. Exact. Ori inventat-o japonezii, chinezii, eu știu cine a inventat-o. E o monedă virtuală, așa, așa... Mai bem apă, că așa au zis doctorul din Las Vegas. Trebuie să bem ceva în continuu ca să se ducă virusul, dacă l-avem în gât, în gură, să se ducă în burtă, că acolo asta la vista. Marcel, mai te iubito, donez un bitcoin și tu îmi dai 2 bitcoins. Ce zici? Și cine este iubita? Am eu câțiva în euro. Are și video, clipuri cu minatul de Bitcoin. Minatul de Bitcoin. Băi, fratele meu, ce vorbiți aici cu mine? Am Bitcoin, dar transferați în euro. Cum ai bitcoins transferați în euro? Eu am doar portofelul virtual cu 0,000 și asta ce valoare are? Trebuie să împart acum? Mamă, mamă. Nu reușesc să vă trimit link-ul cu Bill Gates, dar căutați dumneavoastră pe YouTube, scrie Bill Gates Gate 2015 română. Și e primul filmuleț de 8 minute și... Hai să vedem. Bill Gates... Ia, hai să-l căutăm. Dacă îl găsesc, vreți să-l vedem? YouTube, așa. Română. Ai zis că ești pe română, nu? Dacă am înțeles eu bine. Da. Dar eu nu văd Bill Gates în română.
Care este? Bill Gates 2015 română. Nu văd. Da. Bitcoinul există, se poate și plăti. Știu că se poate plăti, clar. Numai că există, dar nu real. Este ceva care retragere de la bancomat. Este aur 2.0. Mulți își pun averea în Bitcoin. Cine a cumpărat cu 2500 a avut, a vândut cu 15.000. Mamă mie! E o monedă de înșelăciune cu această monedă virtuală. Și ce facem dacă pică mâine internetul? Mâine dacă pică internetul. Ce facem atunci? Multe salutări din Gap, din Dalia. Bună seara, bine ai venit aici în live. Bună seara, mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, Carol Schwarz. Pentru noi, să fim informați corect, respect domnul Elemocanu. Există Bitcoin și peste 1000 de monede virtuale laminat. Înseamnă a pune calculatorul să calculeze plăci grafice. Islanda există depozite uriașe ale industriale care minează Bitcoin. Pot și eu să minez Bitcoins? Să minez. Then, next, Bill Gates. Păi bun, aia e în engleză, aia habar n-am. Eu nu știu engleză. Sincer, eu în afară de germană și română nu știu nici pe aștia bine, dar engleză nici atât. Domnul Mocanu, știți ce ajutare Germania... Ha? Știți ce ajutare Germania pentru populația în legătură cu ratele? Nimic. Nimic, fiecare persoană este un caz personal și dacă într-adevăr ai problemă, dacă într-adevăr ai probleme din cauza virusului, atunci te poți duce personal la beraterul tău de la bancă și să discuți cu el ce posibilități ai să pui pe pauză anumite luni, să adauge la sfârșitul creditului lunile care nu le plătești. Ce modalități există? Fiecare persoană în parte trebuie să meargă. Vă este cunoscută firma Incaso sau Eurocollect GmbH? Yes. Incaso sunt toate. Eurocollect este un incaso. Da, îmi este cunoscută. Am pus-o. Am pus-o? Unde ai pus-o? Remus Valea, unde ești? Unde ai pus-o? Ia să vedem, 8.37, l-am mai găsit pe undeva? 8.37, ăsta ar fi ăsta, dar nu-i pe românește. Sau se poate traduce? Aha, Deutsch? Și asta e să vedem. Aha. Doriți să-l vedeți? Ia scrieți-mi dacă vreți să vedeți filmul ăsta în engleză cu Bill Gates, l-am găsit și eu. Pot să-l pun să ne uităm la el. Scrieți-mi aici în chat dacă vreți ca să-l pun. Ups, aici au mai donat cineva, Nicolae Lemnanus, încă un susținător. Bună seara! Mulțumesc mult de tot că ai devenit susținător al acestui proiect, acestui canal, să spunem așa. Deci, dragi prieteni, ia să vedem aici, eu o să-l pun doar așa să meargă în spatele meu. Cine vrea să-i dau drumul la Aton, să-mi spună că atunci îl pun. Atunci îl voi pune.
Hai să punem așa. Așa. Ai pierdut toți. Dacă pică internetul, mulgem stick-ul cu Bitcoin-ul. Să mâncăm circuite, corect. Muzur, exact, ești membru și pe canalul lui Bunicii. Aha. Nu trebuie neapărat să cumperi o unitate, se poate cumpăra 0,001 Bitcoin, de exemplu. Mă gândesc. Ștefan Andrei. Ah, Bill Gates-ul, mi l-ai pus. Hai. Ștefan, este în română. Da. Eu, stai așa că la mine e pe germană. Stai așa că schimb română aici, Deutsch. Unde este? Rumeniș. Na, era să-l pun pe rusiș. A, așa, l-am pus acum. Dacă vreți, da, nu, nu, da. Oricine poate mina Bitcoin, dar trebuie să se... Să investești foarte mult în plăci grafice și culere care trebuie să răcească plăcile, dar îți trebuie spațiu foarte mare dacă vrei să minezi. Mult succes! Mamă mia! Ok. Două. Ia așa să vedem acum. Da, ăsta. Deci cine dorește, dacă vreți să îl pun pe Bill Gates aici să-l vedem. Ia, scrieți-mi ca să pot să știu să-l pun sau nu. Da, vrem. Din Madrid nimeni, doar eu. Bună seara, știți ceva de fabricile din Germania? Se închid sau se lucrează în continuare? Depinde în ce domeniu ești. De obicei se lucrează. BMW, Audi, foarte multe firme din astea, BASF, am înțeles, se închide și el. Hai că pun acum pe Bill Gates, că văd că îl vreți, îl pun pe Bill Gates acum și numai bine atunci dacă văd că îmi scrieți că nu-l mai vreți, opresc, că eu văd ce îmi scrieți voi aici și atunci îl opresc. Bine? Îl punem acum pe domnul Bill Gates. Ziua, sunt doctor Alexie din Las Vegas, sunt specialist de boli infecțioase. Ce-am făcut? Nu pe ăsta, nu este Bill Gates. Despre acest virus, coronavirus, ba, COVID-19. Scuzați greșelile de exprimare, câteodată nu pot să mă exprim extraordinar de bine în românește. Am plecat din România. Thank you.
We didn't have a way of preparing people. Now, Medicine Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Medicine Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the three West African countries. There's three reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918.
So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well-trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps, lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people. Eu, dragi prieteni, cred că mi-au suspendat video-ul. Cred că au suspendat video-ul, ia să văd aici. Mai sunteți? Mai sunteți? Dacă nu mă înșel, mi-au suspendat video. Fain. Alo. Da.